Adică după turneu pot să zic doar că ne pare rău de niște posibilități care am avut, mai ales în meciul cu Baia Mare și meciul de ieri, unde eu zic putea să câștigăm puncte. Și pentru asta ne pare rău, dar meciul de azi pot să zic se felicit echipa lui Dinamo. Așa am primit o lecție de handball gratis. Și chiar ei arată când sunt o echipă extraordinară, de fapt o instituție de handball românesc, chiar merită toată gloria și le felicit și doresc bafte în continuare. Mulțumim. Da, un turneu obositor pentru unele echipe care au jucat toate 6 meciuri. Noi nu am jucat decât 4 meciuri. Pentru noi a fost un turneu bun în vederea meciurilor din cupele europene. Ne așteaptă de marți într-o săptămână un meci foarte important în Europa League cu Sporting Lisabona. Sperăm să ne recuperăm jucătorii și să avem o formă sportivă pentru prima victorie din grupă. După acest turneu au fost niște etape destul de dificile, jucând cu campioana, cu Steaua, cu unele dintre cele mai bune echipe din Liga Zimbrilor. Da, un turneu obositor din moment ce s-au desfășurat 6 etape pe o perioadă de 8 zile. Așa. Vă dați seama că intervine oboseala, accidentările, toate cele. Mulțumim, a fost un turneu bun. Din fericire am avut doar 4 meciuri din pricina celor întâmplate cu cei de la Botoșani și Bacău. Am făcut un turneu bun. Ne pregătim în continuare de celelalte meciuri. Urmează și European League pentru noi și așteptăm începutul competiției. Eu cred că da, într-adevăr, e o recuperare grea după o perioadă de genul ăsta, o perioadă foarte încărcată, dar eu zic că vom fi ok. Mersi.